Bă, trebuia să ne fi luat noi o bere la 2 litri. Să mă ajut. Am uitat. Asociație și înainte de orice o să vă rog să vă prindeți țigările acum și să... Avem un Sprite aici în fața apă minerală, dacă vrea cineva. Tu vrei Sprite? Uite. Dar cu multă vot. Mai vrea cineva Sprite, apă minerală? Hai, frate. Uite. Toată lumea Sprite. Vrei tu Sprite? Ok, tu ești bărbatul. Da, da. Așa că you do the honors. Bun, hai să vedem. Nu mai vrea nimeni Sprite? Și cam atât, excelent. Și apă minerală, nu! O să vă rog să aveți mare atenție, fiindcă videoproiectorul stă pe o piatră. O piatră și un capac de Sprite, bănuiesc. E al vostru sau al nostru? Da. Ok. Bun. Nu știu exact cum să încep sau ce să vă povestesc foarte, foarte concret. Înainte de orice ar trebui să vă prezint cu cine am venit. Sus pe scară îl avem pe Roli. El e Roli, ciao Roli. Aici în spate îl avem tot cu o cameră video pe Călin Bibe, care este... Ciao, ciao, ciao. Inițiatorul programului de RMP News, despre care și care n-are voie să filmeze. Clar. N-are voie să filmeze și este... În același timp este și reprezentantul Info TV, o televiziune locală din Arad. Mai avem cu noi pe Patricia Tulcan și ciao. Pe Edwin, acolo în spate. Ciao, Edwin. Am făcut și... Da. Care n-a mai băut de două luni. Aaaa, ce nasol! Ok, ca să nu știu câți dintre voi ați fost ieri, bănesc că majoritatea. Da. Ați fost ieri la prezentarea Kinema Icon. La prezentarea de ieri se discuta la un moment dat despre umbrelă.
sau despre conceptul de umbrelă generală, sub care se pot desfășura o serie de evenimente, sub a cărui umbrelă sau sub a cărui umbră se pot desfășura o serie de dezvoltări de concepte, proiecte, programe și nu numai. WWMP este exact aceeași chestie, se traduce în Web Meets Paper și a pornit ca o idee de dezvoltare pe aspecte de programe care să sprijine, să spunem, newcomers. Că ăsta e termenul ăsta, trebuie să intru și eu în limbajul ăsta mai modern. Deci care sprijină newcomers. Dar nu newcomers și din zona super profesionistă sau hiperprofesionistă, cum este Kinema Icon. Kinema Icon este o structură ușor elitistă și ceea ce presupune și o notă de exclusivism. WWMP nu presupune aceste lucruri. WWMP este un concept care vine în sprijinul artiștilor noi și în principiu vine artiștilor din categoria, noi spunem acum, amatori. Deși, din punctul meu de vedere, amator nu presupune neprofesionism, nu presupune decât lucruri bune. Dacă este să mergem inclusiv până la traducerea ceea ce înseamnă cu adevărat cuvântul amator. Și atunci noi am venit cu ideea să sprijinim sau să creăm platforme online care să aducă și offline oamenii împreună pentru a dezvolta împreună proiecte, programe sau pur și simplu pentru a se desfășura ei sub o umbrelă. Umbrela are, precum Kinema Icon sau alte asociații sau structuri de care probabil ați mai auzit, în spatele oricărei astfel de umbrele stă și o personalitate juridică. Asta a fost prima noastră platformă, un blog care când l-am lăsat în 2009 era o temă destul de ok, acum nu. Pe parcurs am observat că există o serie întreagă de minusuri în zona aceasta de așa zis neconvențional. Lumea confundă sau nu știu ce înțelegeți voi prin neconvențional, dar din nefericire, din câte am observat eu, în cuvântul neconvențional intră foarte multe lacune și se înțelege foarte greșit. Pentru mulți neconvențional înseamnă artă experimentală. Pentru alții neconvențional poate însemna drum and bass sau dubstep sau ce vreți voi, gen muzical. Și automat, dacă nu este on MTV, deși dubstep-ul e deja la MTV, așa că s-a dus cu neconvenționalul din dubstep, toată lumea își găsește o zonă sau o are care o consideră neconvențională și pune sub umbrela cuvântului neconvențional orice categorie, pentru simplu motiv că nu intră în aspectele astea generale, să zicem, de tip mainstream. Și atunci am încercat să dezvoltăm o serie de alte platforme, te duci înapoi la front page, și am început să dezvoltăm două platforme, două programe la care lucrăm constant și la care, împreună cu care am venit și în Timișoara, la un moment dat, prin 2010, o să vă povestesc puțin mai târziu. M-a dus și două bannere cu noi, ca să vă prezentăm foarte pe scurt. În Arad nu exista, ceea ce în Timișoara există, dar o să vorbesc foarte puțin pe tema asta. Festival sau târg de handmade. Aici în Timișoara există o tradiție cu târgurile de handmade, există Cloud Factory, dacă nu mă înșel, și nu numai. Există foarte multe alte structuri care promovează, să zicem, manufactura. Doar că și aici ar trebui să fim puțin mai atenți, din punctul meu de vedere. Promovăm mult prea mult manufactura, am uitat să promovăm termenii uzuali sau termenii față de care presa sau față de care oricine altcineva reacționează mai ușor. Am uitat termenul de artizanat. Nu prea mai intră artizanatul. Artizanatul este manufactura clasică, românească și nu numai. Dar am uitat ce înseamnă artizanat, am uitat foarte mulți factori care nu mai intră în manufactură sau nu mai intră în handmade. Am preluat un concept handmade care din și punctul meu... Și din cază va fi că vorbim din ce mai mult demulează. Poate fi. Sigur. Nu aș vrea să intru, nu cred. Se preiau foarte mulți termeni și aici se poate întâmpla să greșim. Eu am observat în Arad, ne-am lovit de foarte mulți oameni care ziceau, ok, ce înseamnă handmade? Sau te lovești de un clișeu. Te lovești de un clișeu care nu atrage decât un anumit segment de public. Și segmentul de public care te interesează pe tine poate fi mult mai larg. Poate fi, oricine poate fi interesat de handmade, atâta timp cât nu-i pui label-ul handmade și atunci înglobezi și înglobezi totul la nivel de cercei, la nivel de, nu știu, gabloanță, să-i zicem, pe scurt. Am primit informații de gabloanțele. Sunt gablonțuri, mulțumesc. Bun, noi în Arad am dezvoltat conceptul acesta, se numește I Made This. I-am făcut și banner, fiindcă festivalul a ajuns la ediția a patra și deja cuprinde peste 30 de participanți la nivel național. Avem participanți din toate județele, aproape toate județele. Am avut și de la peste 600 de kilometri, și din București, și din Târgu Jiu.
Deci am reușit să aducem artiști de peste tot.